Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de FS23 pe acest canal. Ei bine, astăzi facem un episod mai special deoarece băieții de la Giants au lansat astăzi un nou update pe FS23. După cum vedeți, avem aici imaginea pe ecran și a fost adăugat astăzi Content Update 2. După cum vedeți, avem în dreapta aici noua cultură, care este această trestie de zahăr. A venit împreună cu niște utilaje și o să vă arăt că avem un utilaj cu bani, din păcate, dar asta este, nu avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte pentru că așa au făcut băieții jocul acesta, trebuie să plătim anumite utilaje. Asta este, mergem cu acest update în continuare. O să vedem și trailerul și bineînțeles că acest update este gratis pentru toate dispozitivele. Nu trebuie să plătiți sau chestii de genul, doar acel utilaj trebuie plătit. O să ajungem și acolo și o să vedeți care este treaba. Vocea mea este așa pentru că sunt puțin răcit, dar sper eu că nu vă deranjează, sper că se aude cum trebuie și lăsați acolo un like dacă vă place acest episod. Și bun, hai să trecem să vedem și trailerul și să vedem ce utilaje noi au fost adăugate. Este un ultim update acestui joc pentru anul acesta și este un update destul de mare. Primul update a fost cel cu Dude's Farul și cam atât. Astea au fost toate utilajele adăugate până acum. Dar acum au venit băieții din urmă și au lansat un update mai mare la final de an. Sperăm ca la anul să vină cât mai multe update-uri de genul și să se ocupe de acest joc. Bun, haideți să trecem mai departe și să ne uităm și la trailer să vedem care este treaba cu el. Și după cum vedeți, avem aici pe ecran trailerul. Cam așa arată prima chestie, asta pe care o pun băieții la început. Nu o să punem sunetul pentru că nu știu dacă este cu copyright sau nu, așa că o să lăsăm fără. Și haideți să îi dăm și un play să vedem care este treaba. M-am uitat puțin prin el, nu pot să vă mint, deci m-am uitat odată prin el să văd care este treaba și o să vă spun că am înregistrat încă o dată înainte clipul, dar după ce am închis am văzut că nu s-a înregistrat mai nimic, mi se blocase imaginea pe ecran și nu se vedea nimic, deci am decis să mai filmez o dată și hai să vedem aici. După cum vei scrie aici FS23 Content Update 2. Hai să-i dăm un play să vedem care este treaba cu el. Bun, o să ne oprim prin el așa câte puțin ca să și analizăm cât de cât. Deci aici în primul cadru vedeți și voi că avem acest John Deere cu acest nou utilaj de la Gessner Billet Planter, așa se numește el, și este cel de plantat această nouă cultură. Bun, hai să vedem mai departe. Content Update 2. Ok, aici avem un frumos cadru, cum ați văzut. Hai să dăm puțin înapoi. Acest cadru cu această nouă cultură, trestia de zahăr, și este pe mapa Amberstone. Ok, aici avem din nou utilajul. Acest case pe care îl știți cu toții din FS17, acolo a fost prima oară băgat în acea expansiune și este foarte tare acest utilaj. Au fost moduri și pentru FS20 cu acest utilaj și e foarte tare. Aici avem din nou acesta, un Massey Ferguson, utilajul de atașat pentru tractor. Așa, hai să vedem ce noi utilaje avem. Aici vedem prima oară trailerul și după care vedem care este treaba. Bun, hai să oprim puțin aici. După cum vedeți avem Gessner Turău Billet Planter, așa arată el. Și are două, se numește Turău probabil pentru că are două din astea de plantat. Două rânduri poate planta și este foarte tare. Mamă, cu roți din alea foarte șmechere. Aici avem acest case, după cum vedeți, Autosoft 1800 MultiRow și vezi voi că scrie aici că trebuie cumpărat pe dispozitivele mobile. Deci acesta o să fie cu bani, nu știm cât o să coste, nu știm ce preț va avea, dar sperăm să nu fie scump și pe Nintendo Switch probabil este gratis, nu trebuie să-l cumperi sau ceva. Deci este puțin nașpa pentru cei de pe telefon, dar asta este, mergem înainte. Poate o să fie undeva la 10-15 lei, zic eu, era zic euro, dar lei. Așa. Aici, după cum vedeți, avem un nou utilaj, cel pe care îl atașăm de tractor. Este unul de la Lizard, CVT7 se numește el. Și cu acesta o să putem să recoltăm în locul acelui utilaj de la Keys pe care trebuie să-l cumperi. Dacă nu vrei să cumperi acel utilaj, poți să faci cu acesta fără probleme. Aici avem un Massey Ferguson, o remorcă foarte interesantă și se numește MF3012. Este o remorcă nouă pentru jocul de FS23 și aici avem toate noile utilaje. Astea sunt ele. Aici avem New Crop, Sugar Cane. În final au adăugat și chestia asta pentru că nu au adăugat-o până acum și eu mi-o doream foarte mult, după cum știți. Din păcate acest case, după cum am mai zis, trebuie cumpărat, dar probabil o să fie și alte modalități pe viitor, nu știu sigur, dar o să vedem. O să facem un episod și noi în care o să jucăm, să vedem cum funcționează toată treaba, dar până atunci rămânem cu acest trailer și o să vină probabil în zilele următoare și un episod dedicat cu această nouă cultură, să vedem cum funcționează. Hai să dăm mai departe, să vedem cum funcționează treaba și cam astea sunt chestiile. Content Update 2, New Unveilable. Deci jocul s-a lansat, bine jocul, update-ul s-a lansat deja, îl găsiți pe Google Play, App Store, îl găsiți chiar și pe Nintendo Switch și este un update gratis, după cum am zis, un update destul de mare pentru acest joc și mă bucur că au încheiat anul în felul acesta. Probabil anul ăsta nu mai vine niciun update și așteptăm la anul să vină cât mai multe, pentru că, din câte știți, la anul trebuie să vină noul joc FS24, cred, așa că așteptăm să vedem care este treaba. Astăzi s-a lansat și noul trailer pentru GTA 6, nu știu când postez eu clipul ăsta, dar la ora 4 după amiaza s-a lansat noul clip, noul trailer, primul trailer cu jocul acesta după 10 ani și mă bucur foarte mult. Poate vreți să facem un episod în care o să reacționăm la trailer și o să vedem care este treaba, dar rămâne alegerea voastră. Să-mi spuneți în comentarii. Cam astea au fost toate informațiile. Nu a fost un episod foarte lung, dar am vrut să fac acest update cunoscut de către voi. Să știți că s-a băgat, pentru cei care nu știu, bineînțeles. Și să vă anunț, să vă arăt totul cum trebuie. Lăsați acolo un like, un share, un subscribe. Părerea voastră despre acest nou update. Eu zic că este un update destul de mare și destul de bun. Abia aștept să mă joc și eu să văd cum stă treaba și să facem și un episod. Nu vă mai rețin, să aveți o zi cât mai bună sau o seară bună în continuare și până data viitoare v-am salutat și numai bine. Pa, pa!